Bună seara, dragi prieteni! Am început să facem decorațiuni pentru Crăciun într-un ritm alert, pentru că dorim să avem decorațiuni unice, personalizate, pe care să nu le aibă nimeni. Frumusețea acestor sărbători este iluminatul. Fie că se face cu lumânări, cu corpuri de iluminat, cu baterii, instalații electrice. Unul din obiectele de decor care îmi plac cel mai mult este felinarul sau lampa de Crăciun, care de obicei noi îl facem într-un borcan sau într-o cutie de plastică aceasta de acril, în care de obicei se găsesc dulciuri napolitane, turtă dulce, și când se golesc noi le păstrăm, pentru că, ce să vezi, ne folosesc foarte mult la decorațiunile noastre. În comerț, în ultimul timp, au apărut tot felul de stickere care ne ajută munca. De exemplu, acest sticker costă numai 3 lei, este cu brăduț și cu stele și ne ajută foarte mult. Înainte decupam hârtiile, făceam brăduți, făceam cerbi, oameni de zăpadă, poze cu moșterile și le puneam. Acum este foarte ușor. Cu aceste stickere cu autocolante veți vedea ce lampă de Crăciun frumoasă vom realiza. Și nu avem nevoie de multe lucruri. Avem nevoie de un platou. Întâmplător l-am luat pe cel cu mărgerile, ca să fim în ton. De un borcan mai mare pe care puteți să-l folosiți. O bucată de bețeală pe care o vom înfășura la baza acestui borcan sau cutie de acril, ca să-i dăm acea notă festivă. O să-l punem într-o parte și acum vă rog să vedeți numai cât de ușor se realizează această lampă. Iar iluminatul din interior o să vedeți că puteți să-l faceți în foarte multe moduri și în modul cel mai plăcut. Uitați-vă! Este cu adeziv, îmi place foarte mult, pentru că la sfârșitul sezonului pot să le desprind, le pun la loc și le voi avea și anul viitor. Pe lângă faptul că sunt foarte practice, decorațiunea se realizează repede, este plăcută, desenele, obiectele sunt simetrice, nu ca acelea pe care le făceam noi, unul da, unul ba. Niște brăduți foarte interesanți, foarte lipicioși, care vor forma povestea noastră de Crăciun. Am să înlocuiesc, am să pun aici brazii mari, am să pun aici brăduții mai mici și am să vin cu stelele, la fel, foarte ușor, le lipiți și la sfârșitul sezonului puteți să le recuperați, să le păstrați pentru anul viitor. Borcanul sau cutia fiind transparente, lumina pătrunde foarte ușor prin ea și avem o imagine a unei povești de iarnă. Cum am spus, dacă nu reușiți să ajungeți să luați astfel de sticăre din comerț, foarte ieftine de altfel, cum v-am spus, numai 3 lei și ați văzut câte are, câte decorațiuni are, puteți să le desenați pe o hârtie, le decupați și le lipiți. Și efectul va fi exact același. Acum, în porțiunea din față a platoului, o vom decora, bineînțeles, cu globuri. Cât de multe, în toate culorile, nu are importanță ordinea
aleatoriu. Să fie numai multe, să dea senzația aceea de bogăție, de frumusețe, de tot ce vreți dumneavoastră. Culori vesele și globuri mari și globuri mai mici. După ce considerați că ați pus suficiente globuri, puteți să veniți și să adăugați câte o floare de Crăciun pe aici, pe acolo. De exemplu, hai să punem aici una roșie și o să pun în partea cealaltă una albă. Una roșie și una albă și dintr-o dată cât de bogat și de frumos arată. Și acum să vedeți ce frumos vom ilumina această lampă cu corpuri de iluminat diverse. Și modelul se va vede super! Avem aici un om de zăpadă. Priviți numai ce frumos se vede lampa noastră iluminată cu acest om de zăpadă care are lumini care schimbă culoarea. Această lampă, de obicei, o folosim în camera copiilor în timpul sărbătorilor de Crăciun. Decorează frumos camera și le spune o poveste. Și dacă punem turnul Eiffel, avem o poveste de Crăciun la Paris. Ce efect interesant are! Parcă turnul Eiffel este înconjurat de brazi, steluțele care cad. Și a treia variantă, pur și simplu, cu o lumânare. Dar cea cu lumânare nu aș indica-o pentru camera copiilor, pentru că copiii se joacă și nu se știe niciodată ce se întâmplă. Aș merge pe primele variante, pentru că sunt pe baterii și copiii noștri sunt în siguranță. Ori asta ne dorim, sărbători fericite, cu bucurii și familia să fie în siguranță. Superbă lampă de Crăciun, cu brazi, cu steluțe. Nimic nu mă bucură mai mult în serile de Crăciun decât aceste decorațiuni feerice cu lumini, fie lumânări, fie instalații de brad, fie corpuri de iluminat cu baterii interesante, culoare, lumină, voioșie, căldură. Of, mi-ar face să fie Crăciun în fiecare zi. Din păcate, nu se poate. Vă doresc o seară plăcută tuturor și să ne auzim cu bine. În clipul următor o să pregătim ghirlande pentru uși, pentru ferestre. Aici am o ghirlandă albă, dar vom face și culori mixte, și roșu, și cu globuri. O decorațiune mai frumoasă decât alta. Vă aștept cu drag să ne întâlnim la clipul următor. O
O seară bună tuturor!